Da. Prietenul la Drăcule, la Daneș, ăsta e fără prieten tot timp e cai prăta. Da, cai putere. Cai putere. Așa. Nu mai văd de vârdea, dar voi putea să stai să nu mai iasă. De cum ne vedem de seară pe aici? Pe Facebook. Aici o moare tătătăt cu cai, fii atent, dau pe lampa aia și cu cai. Da. Dai pe scaun, da. Uite de aici un scaun cu cai. Da. Ai intrat în la baie, are cu cai. Ai intrat în bol cu cai. Pasionat. Ei, capacul și sunt așa cu cai. Da. O iubitor de cai, Cristos, știu, știu ce să investească banii. Așa? Da, domnatica. Așa, mulțumim, domn Bantica. La toți. Hai, timp ăsta-mi eu, mi-am invitat așa la țară. Dar acum mi-am ajuns să-mi invitat la țară, la mătură. La mătură, că la omul ăsta barza. Așa. E masa, e masa cam, cam rotundă. E masa campionilor. Se masă de oasă. Bă, dar niște pită să-mi aduci, băiatul. Da, mă, dar nu-ți o tăia cam nu-și cartofi. Ia să nu ne aduci deloc. Dar fain așa, îmi place. Yeah, și la munce le place mai lung și așa. Și? Da. Nu gândește că nu cu caica sa unde, dar face cu lucrune. Aici e un domeniu foarte, foarte șmeche. Pietă între suri, numai cu cai. Stai că vezi trăsurile dincolo. Dar uite ce văd ce, ce fain e acolo. Aveam arezii toată mâncă. Eu și tu. Aici e ca un fel de grădină de vară. Da, domn Pancica, domn Pancica, ai văzut raftul din spate, uite-te un pic. Acolo să ne punem, lângă ce zici, domn Pancica? Dar dacă nu bea, frate, dacă... E mult, dacă mult până luăm o sticlă, care ai zis tu după acolo la altă goa, le dăm și le vin toate. Am înțeles. Maratona, mă. E de-aia, după să mă așez, doi cai șoncă. Hai să vezi dincolo ce are. No, hai, Cristine. Pau! Da. Vreau să fac o gara de autobuz. De limuzine, de limuzine. De limuzine, măi. De autobuz, fii atent. Du-te încolo și arată. Păi, doamne, că ție spune capul, nu capul. No. Dar și noi nu te vedem, dar ne-am pus în mâna pe ele. Păi, yeah. Te-a pus să știi că e prețul la o mașină de azi scumpă. Toate astea. Bună treabă. Păi, până am fost... Fain domeniu are omul ăsta. Până am fost 20 de ani. 17, 18, 20 de ani. Mașinile erau scumpe și caii tătomul i-avea. Cai scump și mașinile de tot omul i-avea, dar nu... Cai bun nu i-are tot omul. Încă l-ai filmat la nimeni tu. Cai bun nu i-are tot omul. Numai dincolo, la Germania, la Polonia. Dar eu n-am fost acolo să ăsta. Ați fost la Polonia atât. Da, dar nu am fost să văd domenii. Ăsta e un domeniu... Mă scuzați. Ăsta e un domeniu în România. Da. La Dracula. Da, Dracula. Domnul Relu. Aici la, deci aici pe domeniul ăsta este restaurant. Am luat masa din Eauri. Lumea poate să vină dacă trec prin Zâi, trec prin prin Sighișoara. Sighișoara. Se pot băga aici, așa? Da, este. Uite, eu dacă știam, eu m-am oprit în Sighișoara, acolo la castel, mai de mult am mâncat acolo, dar uite aici trebuie să te bagi. Aici la Dracula, la Dracula, la Hanul Dracula, așa zice. Da. Hanul Dracula. Bă, unde că ai aici, ai acolo grav. La domnul Nicu. Cristine, da. Fii atent. Eu cred că-i face, uite-te că potcoavilele-s noi. Am doi cai pe mașină, mâncați asupra tot și mă apuc de căvășie. Dar nu ți-s bune potcoavile. Lasă-mă, că doar o le face. Fii atent. A, din taia faci una la ponei. E, Nicu. Domnul Astica, îți deschis atelier. Eu de-abia aștept să vin la tine. Să facem un film la atelier. Poate că mi-e o nesesculie să mă apuc să fac. Dar am creștere în mașină sau n-am? Hai, crește șmecherii. Ha? Să ne faci și nouă, numai... Eu zic că îți păstă alea nemță și păstă alea austrice. Ha? Da, faine. Bă, dar ce muzeu fain are, mă. Dar poți să poctovească așa neaca mâine, ca eu. Sigur că are și forjă și... Păi mâine poți să vinzi doar forjă, și atât. Și nimă ce forjă de apă foi, mă. Fii atent, Cristine, nu de apă curent. Așa, așa. No, pe foi. Da, de asta nu prea vezi oriunde. Nimeni, aici, vezi, mi calcă pe ăsta. Cred că e blocat. Aici mai pot fuga. Domn Magica. Cred că e blocat ăla. E, cred că e blocat. Ce face șeful poneilor de la Sărmașul? Am venit am să văd ce ponei are. No, fain ponei are aici. Fain. Ha? Fain. No. S-ar place să ai așa un domeniu, să-ți faci așa la cai? Asta vreau să-mi fac eu. A? Asta vreau să-mi fac eu. Așa vrei să-ți faci? Box, așa,
că și leze aici, n-are leze. Aha. Ușaua dreptă e el. Ei, asta trebuie să vezi, Cristi. A? Ai de apătat. Că, domnul Pancica, am deschis grătarul de jos. Am deschis grătarul, frate, să vedem viața. Asta e apa de la domnul Pancica, când era mânză. Era munții. Tata. Așa au făcut ciusul la câtă mine și nu mai plec. Asta e mânz de la domnul Pacica de când a fost în război pe munții Tatra. Păi dacă o ia, e un risc. N-are nicio treabă. N-are, Cristinel. Dar ea miroasă că noi suntem. Asta nu cred că e... Aveți de unde să o cunoașteți, că din Austria le-a adus. Păi, dar e apa lui domnul Pancica. Domnul Pancica, e apa ta asta. Asta a fost apa mea, dar eu din Austria. De mânz, da? De mânz. E mânz. Era pe mânzul ta, frie. Da, da, Paula. Paula. De cuțipă mâncarea cu mâncă jos, vezi să nimic. Nu are o lege, așa mâncă tăscaie, vezi? Da, și aia la altă vecina ei, amândouă le-a adus din Austria. Apă de soi. Da, da. Trage, tot de la tine, și asta? E. Yeah. La nimeni nu-i cum așa miros. Asta e de la socru, zic de la socru. De la socru. Asta e? De la Damian. Nu, e de la socru, cum a face casă. Asta e de la socru. În 2012, atunci le-am adus cu Nicu, pe mumă s-a luat asta și încă una. Frumos. Nicu și mai cum îi zice, nu la față. Domnul Pacica, da, da. Dar e frumos, e. Frumos. Eu am fost personal și ne-am uitat la ele că vor să le ia aici cu piciorul. Și-o spus că... Mi-a dat acum de unde i-a dus ea pe asta. Spune-i la domnul Cristi. De la ciobanul din Târnăven, Damian. Dumnezeu să-l odinească. Așa. Știți? Îl știați? Am auzit. Am auzit că... De la Târnăven sau Dumbrăven? Târnăven, de la pădure sus, nu? Nu, cum intri în sat, prima casă pe stânga, acolo stătea el. Și acolo avea el. De la media și cum te duci încolo, la Târnăveni sau din Hoghila. De unde să mergi? Da. Că acolo, capătul satului, acolo, pe câmpul ăla, acolo... Târnăveni, nu. Alte, dar una au avortat, înainte să o aduci. Acolo, stai la Damian. Stai sărmaș. Si? Ce faci cu pile? Și... Asta noi le-am adus undeva așa, din mai. Și asta au fătat-o în octombrie, 10 octombrie, așa mi-am amintesc. El e Luchy, din 2004. Lucky. Și apoi după aia... Mai te-l conar. Cristinel, suntem aici... Ei, da, e Cristian Cujonius, mumă sau Cujonius. Să-l pune în înțeles. Da, da, uite, așa pe alb negru. Da, frumos, frumos, pune. Mai rău decât pune un slibac, să se poată tu și știi. Oamenii că l-are și ăsta. Dar frumos, nu? E și poptojită. Aia, scai și astea ziua. Care e poptojită? Asta e. Nu, mă, că e fără. Are scule bune. N-are teabă. Da, uite, exact. N-are teabă. Și ăsta s-a născut aici. Are cap, exact. E, dar zic că, cum, domnul Pancica, cum arată? Zic, e miniatură? E așa, seamănă cu vorba asta, nu? Dar ăsta mic, în miniatură. Bă, tatăl lui asta a fost un haflinger, știi cum îți haflinger? Bă, seamănă sarul lui Nelu. Cum îi ia pe aia mare, Paula, tot așa, cu părul alb. Era un armăsar. Și a scăpat într-o noapte și a mânzit o poneiță neagră toată. Negruța o chema. Deci mumă sau a fost o poneiță neagră și ăsta o bătut la tatăsul. Da, că la din negru culoare. Șargez, din negru șargez. Frumos, da? Da, frumos poneiuț. Că tatăsul era haplingă, știi, poneiuța la mai mare. Hai haplingă să merem, să-i sară, noi suntem în haplica. Din ăla mai mare cu părul alb. Hai. Haplingă, ca pe patiei și dau pișoare, haplingă din ăla. Ce? Nu am spus că nu am spus că nu am spus că din India l-a adus. Dar fii atent, uite ce are cândia cu limba movă. Ia de aia, japonez sau ce știu. Fii atent ce pomul, mă, Cristi, și fazan de aia. Uite acolo și porumb. Că vine pe că nu știu de ce. Hai, vezi că am vrut un vițel să-mi bag. Ce sorul de tăsă și de animalele aror. Nu mă duc în taurile astea.
în 13. Pune capre, capre mici, capre mari, pe lângă. Dacă îți pare să filmezi capre mari. Sau ce e bula mai mare să-l filmați? Care e mai mare? Ăla cu corne, așa. Foarte frumos. Da, Cris, ori în labuș, ori în țigaie să-și un cupru. Nu, nu, așa numai să vedem. Păi, ia un pasta, mă, pe Cristi. Păi ce? Păi, camilonul. Stai așa. Ia camilonul. Cine e el? Da. Vreau să mă las de cai să iau camilonul, Gesenii. Camilă și Camilă, că uite dacă se zic că l-are pe ea, bă, cu goșul așa, stai ca trun, știi, ca lege. Uite acolo, mă, fii atent. Ia, mâne! Dar, bă, eu cred că umblă cu ea, ori o leagă, care căpăstru. Bă, dacă nu ar și, dacă ar și bolund, ar lăsa-o fără căpăstru. Da, domn Pancica, fii atent ce urmă o lăsa Camila pe aici. Asta e cât o vacă, e mai mare. Fii atent. Mai mare ca o vacă. Mai grea ca o vacă. Mai grea ca o vacă. No, domn Pancica, chiar vrei ca să ăsta? Hai, Camilu-i. Dar e frumoasă. Bai, mai frumoasă ca asta nu-i poate exista. Asta că dacă când veniți mai încolo, când se uscoță și se face, îi dăm și oile la stână. Așa? Venim? Facem filmare la... Venim până aici iară? Nu, la cai, la noi și la mergem și la Camila dincolo unde are, frate. Ia, dar am văzut că se ne simt clare pe Camila, pe era gelus. Păi vă suiți, că doar să mere. Eu nu mă sui pe ea și dacă mi-o dă mie gratis, eu o duc acasă. Eu nu mă sui pe ea, dar fiatea cum o luat în gură, mă, o jumătate de balot odată, Cristine. Auzi, greutatea e între 300 și 700 de kilograme. Apa asta atât are, 700. Și mai, nu are, o 6, 5. Hai, frate. Păi și mamă, o să vă... Ia și ăsta, mă, 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 ați călărit-o, doamnă? Da. Câte-i ora? E, deci, călăritul în interior este 20 de minute, 35 de lei. Pe traseu, acolo, trebuie să aveți cunoștințe, deci se verifică și acolo e cât costă e. Așa, stai să-l pui un pic pe copil. Stai un pic să-l pui pe copil să facă o poză. Păi, hai la ta. Aici nu prea e obișnuit să puneți. Nu, nu. Aici nu puneți că nu e obișnuit calul. Nu. Lasă nu, că nu. Să obișnuiesc. Dar nu e bine că eu sunt certată după aceea. Nu ești certată că nu sunt crescător de cai, doamnă. Dar eu vă înțeleg, dar eu așa am șef și eu. Ăsta e șeful cailor. Ce puneți aveți? Copiți? Ce puneți? 35 de lei, 20 de minute în arena, adică în manej. Da, Cristine, îmi părea cea lui Mircea. Asta e rea că rămânească 100%. Da, 100%. Eu puteți să mă filmați, domnul Cristine, ba nu, nu mă mai filmați, că ziceam prostii acum. Așa? Să uită nevastă mea. Eu nu l-am nimica pentru călărit. Da. Acum cred că s-a uitat. O să uite nevastă de la filmare. Dar eu pentru călării, pentru domnul meu, nu l-am nimic. Ești bine. Ai ea pe românească 100%. Nu știu dacă e românească. E românească, nu are contoan mică. E contoanul mai gros pe picior un pic. Mai gros pe picior? E mai gros un pic, un pic pe picior. Asta o... seamănă cu vâneta lui Liviu. E, urcă e apă și... Nu, pot mai... Ca cerbul. Ca țapul. Poate... Nu e apă, e mult fain. Păi destul de mare, destul de picioare vorbesc. Poate dintr-o e apă mai slăbută sau... Domnul Stelică! Bă, Cristine! Da! De-aia dacă vă întâlnesc oamenii buni pe drumul. Așa. Domnul oamenii buni și iominie! Domnul Stelică, te salut! Servus! Îl salutăm încă o dată pe domn Pancica. Noi... Te-ai fost plecat într-un turneu, amu cu domnul. Stați mai așa că nu vă văd de soare. Aici, în partea asta. Am luat la târ, mă. Ce, nu se... O, unde-i făcut? O, poți să o târcam pe vești. Unde? Aici, Anil, la
Copșa Mare. Ca în povești. Și apă probe de ele. Noi am fost la târg. Noi am fost la târg cu domn Pancica. Și vreau să zic că m-a sunat domn Pancica de dimineață. Hai la pizie, la lamă, la ciurice, cămile. Tot cum am fost, am făcut cu Sergiu. Ai luat în negru înapoi? Am luat pe Jean, da. Ha? Da. Te-ai băgat acolo, ia să-l dăm jos, să-l fugărim pe Jean, mai se face mult. Să-l vedem un pic, nu ne-l dai jos. La că bine acolo, Pancic. Alimentăm Stelică. Stelică e bine. Da, domn Stelică! L-ai văzut pe cultură astăzi și l-ai văzut după 3 zile. Da. Așa o să vezi eu. L-am făcut acum la Sergiu Chereste. El e viceprimar în Măieruș. Mamă, Stelică, să te întreb ceva. Am avut doi ani pasare pe la cine? Și ăsta și cultură ce-i la Leluciu. El-o-n pic, el-o-n pic, care-i la Leluciu? Da. Care mai bun armasar dintre ăștia doi? Sunt foarte buni amândoi. Bă, unul trebuie să fie mai special. Bă, știi care e diferența? Știi care e diferența între jarul și ăsta? Între jarul, între vultul și ăsta. Ăsta și-a demonstrat valoarea de reproducător. Bă, ăsta cal pariesc că face mult. Ce trebuie, comercial. Ei și rase diferite. Ăsta e ardenez, ăla e un metis de unguresc cu belgian. Ei sunt rase diferite ca ei. No, eu... Și la aia trebuie să ne raportăm. Exact, dar eu spun sincer, nu te spui de față aici, că tu știi că de-aia ne-ai auzut de față, că așa ziu. Du l-o pe până la stâng. Jar e mai bun la ora actuală ca... Pe mă, nu ne mai, nu, cum să zic? Ce voi cu lui mondial? Nu mă, un pic de tipancică să-l iei din spate, așa. A fost ieri la Neluțu, ce vă cât ceva să ne apă la Neluțu, e spre mai mult să-l văd. Esprei m-am dus până acolo să-l văd, că am luat după aia de acolo și m-am dus până la el acasă. Mai eu nu fac comparații, că și ăla mi-e un cal foarte drag și trag speranță că mai fi și-a meu. Deci eu oricând îl iau înapoi. Dar eu pe vârf, pe ăsta ne-l văd mai... Cătă, pune-l acolo și învârte pe loc acolo. Mai... Bine, că văd altfel ca pe vârf. Calul trebuie potcovit, aranjat, refăcut, dar ce salui, salui, alea nu-i le anime. Are niște părți corporale care nu le pot egala niciunul. Anumite părți corporale nu le egalează niciun alt cal. Și îmi pare bine, voi mulțumesc la Dumnezeu că ne-am întâlnit. Domn Stelică... Da, mă, a fost așa, cum am văzut că dă fleașuri Pancica, știi? Bă, dă fleașuri... Bă, ăsta-i Pancica când îl văd în oglindă, n-o, frate! Auzi, și cu calul ăsta ca și cu vulturul, e montat la toată lumea. Așa, bravo. No. O fâie este care îmi dă o gâscă cu 20 de boboci. Este care îmi dă, ce știu, o oaie cu miel. Este care îmi dă... Ce? Să refuz? Nu, nu. Urcelul, no, cașul, brânza, no. Cum astea i-au dat brânză, cașul. Opera de șoldani, cutare, pui sus, domnule, ce să ne tăbărmirim? Asta, așa. No. Mai dă-l o dată, te rog frumos. Frumos, dai frumos. Mamă, știi ce se întâmplă? Aesta cam se încadrează să monteze șoia pe de 400 de chile și dacă montăm o belgiană grosă pe rosă, nu-i strică valoarea genetică nici la ea. O belgiană grosă pe rosă nu-i strică valoarea genetică dacă montezi cu calul ăsta. Și cu ăsta te încadrezi să montezi și o iepucă de 400 kg, nu ptică jos. Așa. Și când se fete, poate fă tai apa, nu trebuie să tai mânzul de răburi, știi? No, că mai montează ăștia câte o mănușă de apă de 4 mâși, o montează cu dinozaur. Și pe când se fete, scoate mânzul de răburi din ea.
N-o că așa ceva, că eu de-aia am luat calul ăsta. Și pânt omul sărac, și pânt omul sărac, și pânt omul bogat, de-aia am luat calul. Și mai am acasă o mânzie 3 ani nepotul lui. Am om acasă pe ficiorul său. Așa? Îl am pe ficiorul său de... Nu mă mai sunați, mă! Am acasă pe ficiorul său, are un an în 4 mai, ficiorul său. Da. Și l-am și pe nepotul său din tom frate de-a lui, luat de la țigara. Vine-o pe la tine în vizită. Mânzul de la ciofo la Beiuș, la Luci la Beiuș, no. Am un careu da, de aș. Da, care, așa, cum se zice, careu de aș? Da. Careu de aș? Da, așa da. Am acum în graj. Așa-i. No. Bine, calul trebuie să-l fac 24 de carate, am programare la hairstylist, pot COVID, cum trebuie, capă la Cluj, cu treburi, știi? Așa, no. Așa. Până la Crăciun. La Sibiu. Până la Crăciun trebuie să meargă calul la călărie și la telaj. Da. Înțelegi? În Jichiș se va învăța el la călărie și la telaj. Eu cu ficiorașii mei am unul de 6 ani și unul de 4 ani. Și ei doi mă țin gheață și până îl prind și ce fac. Și faci treaba, așa? Da. Da. No. Pajar, stai să mă zic care are pajar. Stai. Pancica, nu, eu nu te văd, Pancica. Pancica, nu te văd. Sânge, calmul. Ăsta e cu sânge. Să nu pucă până în Sighișoara cu noi. Eu nu știu, știu pula mea. Ăsta e cam cu sânge, ăsta nu-i de-a mă. Pancica, nu te sui. Nu mă sui, că n-are, n-are gură, n-are jvăluță, mă. Mă uite în peco. No. Aici am peco, mă. Lasă să știe numai sănătos. Puteați face peco acum dacă ăsta. Ce? Șmecheria. Cu ce, cu călăria? Păi da, dacă ăsta, doar aici ați doi... Bă, trei băieți sunteți, mă, nu unul, mă. Nu, Pancica, să te văd acum. Stai un pic, bagă-ți-o înapoi în pachet. Pancica. Să zici că eu îl țin. Dar lasă-ți un pic țigara, Pancica. Băgați-aș, pula e. Noi. Super. No. Despăjarul? Da. Ui. Întoarce-l un pic să-l vedem pe Pancica din lateral. Nu mișca, nu întoarce-l mișca. Nu mișca să-i să vădă capul nervos da, da, și urietile. Să te vede? Doamne, că nu mai Iliescu, că a fost pătrun și Tomșescu. A fost pe calul ăsta. Felica, pune-ți un pic vitea. Lângă să te văd. Super. Păi, cal cu sânge, calul. Domne, și lăudați că mi l-o da, Sergiu. Eu nu am de cuvânt, e omenie și respect. Nu mai să ne ducem. Eu iau compotul și marmelăzele și mă duc să nu ne prindă poliția. Lasă-mă să vină poliția. Felică! Să ne prindă. Felică! Felică! Îți doresc sănătate. Serus! Serus!